Bun găsit, doamnelor și domnilor, urmează știrile Eclar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Se montează băncile și coșurile de gunoi pe Bulevardul Pardon. Caravana Festivalului de Științe din România a ajuns la Colegiul Național din Nicu Golescu. A debutat noul sezon și pentru Liga a 5-a în Argeș. A demarat montarea băncilor și a coșurilor de gunoi pe Bulevardul Pardon. Până la sfârșitul săptămânii, mobilierul stradal va fi gata pentru ca cetățenii Câmpul Lungului să se bucure de ambientul pe care îl oferă centrul orașului. Săptămâna viitoare vor fi montate și cele două fântâni la capetele bulevardului. Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpul Lung, a fost prezentă pe Bulevardul Pardon, acolo unde lucrătorii de la ADP au început montarea băncilor. Până la sfârșitul săptămânii, acestea vor fi montate pentru ca cetățenii Câmpul Lungului să se bucure de odihnă și să admire vechile clădiri de pe o parte și alta a bulevardului. Odată cu montarea băncilor, se vor monta și coșurile de gunoi, unde resturile menajere vor fi depuse selectiv. În vederea protejării zonei, s-au montat mai multe camere de luat vederi, iar polițiștii locali vor monitoriza zona. Amintim că atât bolarzii, jardinierele, coșurile de gunoi, cât și montarea băncilor s-au făcut cu bani din sponsorizări. O să se monteze 70, nu știu cât o reușesc să monteze astăzi, sper că toate, sunt 57 cu spătar și sunt 13 așa fără spătar. Totul este gândit de arhitect, nu e așa după ureche. Tipul acesta de bănci, o să vă și arăt, există în următoarele localități. La Londra, bună ziua, la Varșovia, în San Jose, la Bratislava. O să vă dau și link-urile ca să vedeți. Sunt în foarte multe orașe europene, tot în Marea Britanie, în Polonia. Deci, ideea a fost să îmbinăm trecutul și istoria cu modernul. Și acestea chiar sunt niște bănci foarte apreciate la nivel mondial și când spun asta mă refer la cei care se pricep, la arhitecți. Și mă bucur că noi le avem la Câmpul Lung pentru că merităm să avem ce este mai bun și vreau să le mulțumesc foarte mult și sponsorilor, o să vin cu toată lista pentru că nu îi țin minte pe toți că au fost foarte mulți. De asemenea o să vină și coșurile de gunoi, coșurile de gunoi o să fie pentru gunoi selectiv, menajer, hârtie și plastic și sper ca oamenii să arunce exact unde trebuie și să încercăm să păstrăm Bulevardul Pardon și tot ceea ce se face în Câmpul Lung, pentru că nu-i normal să arunci pe jos. Vedem, deja astăzi am montat mai multe camere de supraveghere pe Bulevardul Pardon și o să începem cu amenzi usturătoare, pentru că văd că de vorbă bună nu prea înțeleg oamenii. Urmează ca în cel mai scurt timp să fie achiziționate florile care vor fi plantate în rigolele din spațiul rămas între pomii de pe bulevard și montarea celor două fântâni într-un capăt și în celălalt al bulevardului. După Liceul Tehnologic Victor Slăvescu din Rucăr, a urmat Colegiul Național din Nicu Golescu din Câmpul Lung, ca să fie gazda Festivalului de Științe din România. Pe terenul de sport, din cadrul instituției de învățământ, voluntarii implicați în această activitate au arătat elevilor prin demonstrații practice care sunt beneficiile dezvoltării științifice. La fiecare atelier s-au realizat experimente care au pus în valoare descoperirea și inovația. Festivalul de Științe din România și-a continuat periplul în Muștel, poposind la Colegiul Național din Nicu Golescu. Voluntarii implicați în acest fenomen științific au oferit elevilor din instituțiile de învățământ din Câmpul Lung o gamă diversificată de oportunități, începând de la robotică, fizică, matematică, astronomie, chimie, energie regenerabilă, până la artă. Echipa WhatsApp a colegiului gazdă a prezentat atât pe robotul Mugurel, cât și activitatea lor de până în prezent și planurile pentru viitor.
Suntem prezenți într-adevăr și în cadrul acestui eveniment pentru că ne dorim să promovăm educația STEM în continuare în comunitatea noastră locală și am fost foarte încântați să primim această invitație. Robotul Mugurel este alături de noi aici, după câte ați putut observa. Este dornic să fie cunoscut de cât mai mulți copii și să ia parte la toate activitățile care vor avea loc în cadrul acestui festival. Pentru voi, cei de la echipa WhatsApp, ce urmează? Suntem la începutul sezonului, celui de-a 8-a sezon în care participăm în cadrul competiției. Tocmai am fost la București, am văzut noua temă de competiție și o luăm de la capăt, un nou sezon, un nou robot și cu siguranță noi evenimente și multe alte lucruri pe care le vom anunța cât mai curând. V-ați împrospătat echipa, aveți alți colegi? Da, cu siguranță că la fiecare început de an, cei de clasa 12-a care au terminat au rămas într-adevăr alături de noi. Iar la începutul fiecărui an, noi organizăm o serie de recrutări, respectiv interviuri, la care copiii de clasele a 9-a și a 10-a sunt invitați să se înscrie pentru a lua parte la activitate și a deveni o parte din echipă. Știința trebuie să vină în ajutorul oamenilor și în special în protejarea mediului înconjurător. Cum vom recicla resturile menajere și care este sursa de energie a viitorului, am descoperit la atelierele din cadrul Festivalului de Științe. Aici este standul de sustenabilitate și învățăm pe copii cum să recicleze hârtia. Ce faceți cu această hârtie? O lăsăm la uscat și după aceea copiii pot să le picteze și să le folosesc ca bucăți de artă. Mesajul vostru pentru ceilalți care ar fi? Să recicleze cât mai mult hârtia. Da. Surse alternative de energie. Vorbim despre energia solară și cum funcționează panourile electrice și energia eoliană. Și dacă vreți, puteți să testați, să vedeți dacă puteți să creați suficient curent electric pentru a prinde LED-urile de la o stație de încărcare electrică. Vreți să încercați? Nu că nu avem timp, dar vreau să vă întreb, sunt interesați elevii de... Da, da. Este un domeniu nou, sustenabilitatea e destul de complex și există multă curiozitate din partea copiilor pe care noi încercăm să l-o menținem. De fapt, acesta este viitorul, nu? Cu siguranță este viitorul și ei și noi toți ne vom adapta la el cu optimism. Pentru mulți poate însemna ceva aparte includerea artei în știință. La ediția de anul acesta a festivalului, la standul de știință și artă, cei prezenți au descoperit că arta este în strânsă legătură cu știința, iar acest lucru se întâmplă nu de acum, ci de sute de ani. Legătura dintre știință și artă este... Este indubitabilă, deoarece arta este, până la urmă, este și o știință, mi se pare că este fix la granița dintre, materii mai specifice și exacte. Arta poate să fie de asemenea și exactă, precum și creativă și la libera alegere, la liber arbitru. Și, da, avem aici standuri cu pictura pe cafea, avem și Golden Ratio. Golden Ratio este o tehnică utilizată în artă de sute de ani. Mona Lisa, Leonardo da Vinci are... Golden Ratio, Michelangelo folosește Golden Ratio, fata cu cercel cu perlă este realizată tot în Golden Ratio și da, planificăm să introducem participanții în tainele acestei tehnici. Caravana Festivalului de Științe din România va continua vineri pe 15 septembrie în școlile și liceele din Pitești, urmând ca pe 16 septembrie, în centrul municipiului Reședință de Județ, să se desfășoare ultimul târg din acest periplu al caravanei în Argeș. Câmpul Lungul este beneficiarul celui mai mare proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Poienița culturală de la Câmpul Lung are menirea de a diversifica evenimentele culturale pentru a veni în întâmpinarea tuturor muștelenilor. În acest weekend vor debuta primele manifestări culturale în Poienița din Parcul Ștefănescu. Managerul de proiect Liviu Iana, alături de cei care se ocupă de implementarea acestuia, au prezentat pe scurt cum va trebui să arate în aprilie 2024 Poienița culturală de la Câmpul Lung. Prin acest proiect se oferă comunității locale oportunitatea de a se bucura de artă și cultură într-un spațiu în aer liber.
Aici se vor întâmpla o serie de evenimente culturale, începând de la expoziții de artă plastică, seri literare, proiecții de film și spectacole. Mai multe amănunte ne oferă directorul Casei de Cultură, Tudor Mușatescu. Proiectul Poiana Culturală Câmpul Lung Mușcel are două componente. Prima componentă constă în amenajarea peisagistică prin soluții reversibile a spațiului pe care noi îl cunoaștem ca și Poienița Ciobănașu, din cadrul Parcului Ștefănescu din Câmpul Lung, astfel încât să creăm acolo un spațiu de recreere pentru locuitorii noștri și totodată un spațiu unde artiștii locali să-și prezinte operele lor și să poată să fie promovați la nivel național, să poată să fie cunoscuți. Amenajarea Poieniței Culturale din Parcul Ștefănescu face parte din programul RO-Cultura, finanțat de către Ministerul Culturii și este unul dintre cele mai mari proiecte culturale care se desfășoară la ora actuală la nivelul țării. Dezvoltarea vieții culturale în municipiul Câmpul Lung este o prioritate. Acest proiect este un pas, un prim pas dintre altele care vor mai fi făcute în viitor. De fapt, proiectul a constat în amenajarea peisagistică a unei zone din Parcul Ștefănescu, Poienița de la Ciobănașu, cum o știm noi, cu scopul de a crea un spațiu în care să avem manifestări culturale, artistice, să promovăm artiștii locali și să creștem accesibilitatea comunității la evenimente culturale-artistice. Din 15 septembrie, în acest spațiu, va avea loc o serie de evenimente pentru care Casa de Cultură s-a pregătit în ultimele luni. Așa cum a spus și domnul director, proiectul a început aproape de un an de zile și mai durează ceva până la implementare. Important este că în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică vor avea loc diferite evenimente culturale la care așteptăm câmpul lungenii și pe cei din jur. Și trebuie menționat de asemenea faptul că Primăria Câmpul Lung și Consiliul Local au susținut și vor susține în continuare Casa de Cultură Tudor Mușatescu în implementarea acestui proiect și altor proiecte de viitor, pentru că până la urmă este interesul nostru al tuturor să ne dezvoltăm această latură culturală și a crește calitatea vieții tuturor. Până în luna aprilie, în Poienița Culturală se vor desfășura 64 de evenimente, primele dintre acestea debutând chiar în acest weekend. Vineri 15 septembrie, începând cu ora 13, iubitorii de artă vor putea participa la o expoziție de pictură, autor Gheorghe Zamfir, după care mușcelenii pot vizita un atelier meșteșugăresc, iar începând cu ora 15, ansamblul folcloric Alunelul din Lerești va prezenta o suită de dansuri tradiționale din Mușcel. Evenimentele culturale vor continua și sâmbătă și duminică. Romanul Fantoma de la operă a scriitorului și jurnalistului Gaston Leroux este recomandarea specialiștilor pentru lectură în această săptămână. Cartea a făcut istorie în lumea literară a vremii, dar rezistă și astăzi prin modul în care este prezentată drama lui Eric, un om desfigurat care se îndrăgostește de una dintre cele mai celebre soprane ale operei din Paris. Specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung recomandă ca lectură pentru această săptămână un roman polițist care a făcut istorie. Este vorba despre cartea Fantoma de la operă, scrisă de scriitorul francez Gaston Leroux. Cartea a apărut în 1910 și rămâne până astăzi o poveste îndrăgită pe tot continentul. Romanul a fost ecranizat și este în topul filmelor polițiste și astăzi. Subiectul cărții se petrece în clădirea operei din Paris, iar Eric, un om desfigurat care trăiește în subsolurile clădirii, se îndrăgostește de soprana Christine. În afară de subiectul propriu-zis al povestirii, cititorul poate descoperi frumusețea arhitecturală a unei clădiri emblematice a Parisului, dar și viața artiștilor care lucrează aici. Era preocupat numai de a o vedea, pe aceea a cărei voce fermecată îi furase inima. Da, simțea că biata lui inimă nu-i mai aparținea. Simțise în fața ei o dulce emoție. Pieptul îl durea ca și cum i-ar fi fost deschis pentru a-i se smulge inima. Simțea un gol îngrozitor, un pustiu adevărat, care nu ar putea fi niciodată umplut decât cu inima celuilalt. Sunt toate acestea întâmplări cu o psihologie aparte care, se pare, nu pot fi înțelese decât de către cei care au fost în dragoste de acest straniu numit
fenomen numit în limbajul curent dragoste la prima vedere. Recomandarea de lectură din această săptămână este romanul Fantoma de la Opera lui Gaston Leroux. Cartea prezintă viața tinerei soprane de la Opera din Paris Christine și a prietenului său, vicontele Raoul. Acțiunea are loc în special în clădirea Operei din Paris și în special în catacombele de sub această clădire, unde trăiește un om desfigurat, așa numită fantomă de la Operă, Eric, care se va îndrăgosti de Christine de soprană. Acesta o răpește în timpul unei reprezentații scenice, de unde începe întreaga acțiune a romanului. Autorul, Gaston Leroux, a fost un jurnalist și un scriitor francez de romane polițiste, însă s-a remarcat prin acest roman, Fantoma de la Operă, roman apărut în anul 1910, care a fost ecranizat repetat de rânduri și a inspirat cunoscutul muzical cu același nume, compus de Andrew Lloyd Webber din anul 1986. Vă așteptăm la bibliotecă! Cei care doresc să împrumute romanul o pot face mergând la Biblioteca Municipală din Câmpul Lung. În fiecare an, la data de 14 septembrie, creștinii ortodoxi sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii. Este o sărbătoare mare, cinstită prin post și praznice, fiind cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. La Mănăstirea Negru-Vodă a fost prezent înalt preasfințitul Arhiepiscop Calinic, care a oficiat Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. Înălțarea Sfintei Cruci este una dintre cele mai vechi sărbători creștine, care ne aduce aminte de patimile și moartea Mântuitorului pe Golgota. Sărbătoarea marchează două evenimente, și anume aflarea crucii și înălțarea ei în fața poporului de episcopul Macarie al Ierusalimului la 14 septembrie 335 și aducerea Sfintei Cruci de la Perș în anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a așezat-o în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Spre deosebire de alte sărbători, Înălțarea Sfintei Cruci se cinstește cu post pentru că aduce aminte de patimile și moartea Mântuitorului. Ziua de Înălțarea Sfintei Cruci este o zi de post și, dacă se poate, de genunchi și rugăciune. O zi în care putem să ieșim din starea în care ne aflăm și de cele mai multe ori nu ne convine. Este ziua în care putem lucra în mod concret la zidirea noastră sufletească. Dar crucea vorbește despre iertarea păcatelor, o iertare care este oarecum înțeleasă, dar care în mod concret se referă la persoana proprie în relația permanentă cu crucea lui Hristos, cu ceea ce înseamnă răstignirea lui Hristos. Când greșim, când săvârșim păcatul și avem de asemenea în gând ideea iertării păcatelor, ne adresăm lui Dumnezeu, care iarăși își arată disponibilitatea și o face mereu, care mereu, zi de zi, clipă de clipă, se răstignește încă o dată pentru noi, pentru păcatele noastre, ca să ne elibereze, ca să ne reprimească în stare de vrednicie, în raiul binecuvântat al lui Dumnezeu. Crucea a devenit un simbol al victoriei asupra morții și păcatului. Despre semnificația crucii a vorbit înalt preasfințitul arhiepiscop Calinic. E și cântarea foarte frumoasă, alcătuită chipul crucii tale, chipului crucii tale ne închineam. Dar deci omul din gândirea lui Dumnezeu a fost alcătuit în formă de cruce. Toată Sfânta Treime este în chipul crucii? Toată. Și atunci tot ce a zidit Dumnezeu este în chipul crucii. Nu încercăm acum să facem povene cu cele care se aseamănă cu Sfânta Cruce, numai la țesătura care o purtăm noi, fiecare purtăm un veșmânt. Este țesut tot în forma Sfintei Cruci. Sunt confesiuni care acceptă, se însemnează cu semnul Sfintei Cruci și sunt alții care nu acceptă acest lucru, spunând că nu e potrivit și că n-ar fi biblic. Păi, există o carte tipărită, Bib,
Biblia în ortodoxie. N-au citit-o foarte mult această carte, unde se face dovada că ortodoxia toată este așezată pe bază biblică. Legi. Practic. Semnul Sfintei Cruci pe care îl facem noi este biblic sau nu este? Este biblic. Iată dovada. Nu e greu de să vorbinte, nu vă facem niciun fel de oboseală la minte. Iată ce scrie Sfântul Apostol Pavel. Căci cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nemurit. Am putea spune că cei care nu cred și nu se înțelează cu semnul Sfintei Cruci, îți pierduți. Aici scrie Sfântul Apostol Pavel, nu scrie. Căci cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie. Iar pentru noi, cei ce ne mântuim, spune Sfântul Apostol Pavel, să dea Dumnezeu să mântuim toți, este puterea lui Dumnezeu. Pe 14 septembrie, de înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii, credincioșilor li se recomandă post negru pentru purificarea trupului și a sufletului. Liga a 5-a Argeș are noul sezon, 3 serii, cu câte 13, 12 și 10 combatante. Duminică s-au jucat meciurile din prima etapă a noului sezon. Noul sezon de Liga a 5-a este structurat pe 3 serii. Seria Sud cu 10 echipe, o serie Centru cu 12 formații și seria Nord cu 13 combatante. Duminică, în prima etapă din Liga a 5-a, seria Nord, scorul etapei a fost realizat de Contabilitate Stoienești, care a câștigat la scor de tenis, 6-0 cu Partizanul Vlădești. Victorii clare au obținut și echipele din Hârtiești și Rădești, în timp ce Voința Țițești și Flacăra Boteni au remizat. Gloria Berevoiești a stat în această rundă, întrucât seria are 13 echipe. Rezultatele complete ale primei etape din Liga 5-a Argeș, seria Nord. AFCS Cetățeni, Rapid Davidești, 2-1. Voința Țițești, Flacăra Boteni, 1-1. Petrolul Hârtiești, AS Dragoslavele, 4-2. Viitorul Rădești 2021, Cimentul Valea Mare Pravăț, 4-2. Contabilitate Stoienești, Partizanul Vlădești, 6-0. Vulturii Vulturești, Unirea Buia de Jos, 2-0. Înaintea partidei din deplasare cu FK Csíkszereda Miercurea Ciuc, CS Mioveni a organizat o conferință de presă la care Constantin Schumacher a venit însoțit de doi dintre jucătorii săi, Daniel Șerbănică și Cristian Ignat. Tehnicianul galben-verzilor a vorbit despre stadiul în care se află lotul său și speră la o evoluție bună în partida de sâmbătă. După pauza pricinuită de meciurile echipelor naționale, CS Mioveni joacă în etapa următoare cu FK Csíkszereda Miercurea Ciuc, în deplasare sâmbătă 16 septembrie de la ora 11. Antrenorul galben-verzilor, Constantin Schumacher, a prefațat întâlnirea cu ciucanii într-o conferință de presă în care a vorbit despre starea actuală a lotului, punctând în același timp faptul că înfrângerea din etapa precedentă cu Dumbrăvița trebuie uitată cât mai repede. Venim după o perioadă de 10 zile de antrenamente în care ne-am antrenat bine. Ne așteaptă un meci greu cu o echipă bună, o echipă care au un fost coleg de-al meu, antrenor acolo, Ilieș, îl cunosc destul de bine, dar important este cum suntem noi, suntem într-o perioadă bună, îmi pare bine că am avut perioada asta de să spunem, mini-vacanță în care jucătorii și-au revenit puțin din punct de vedere fizic pentru că au avut meci în cupă și s-a văzut la ultimul meci de campionat acest lucru, dar sunt sigur că ei sunt într-o poziție bună, sunt într-o formă bună și cred că meciul pe care ne l-așteaptă acum la Csíkszereda va fi un meci bun în care îl vom trata ca atare și sunt sigur că dacă vom fi în capacitatea forțelor, vom câștiga acest meci. Nu va fi un meci ușor, va fi un meci greu, dar am încredere în echipa mea că putem să facem o figură frumoasă acolo. Sunt bucuros că au revenit doi jucători la antrenamente, cum e Gogor și cum e Tomozei. Aștept ca în perioada
următoare să mai revenim de jucători accidentați. Sperăm că Șerban, care are piciorul în gips, duminică îl va da jos și după aia va începe antrenamentele. Herea, care are fractură, sperăm că în 2-3 săptămâni să revină și el la antrenamente. Pe Burnea nu mai putem să punem în calcul până în primăvară. Sunt jucători care pentru noi sunt exponențiale în momentul ăsta, dar ceilalți care sunt lângă noi trebuie să-și facă datoria, să încerce să joace, să tragă de ei și să încerce să facă tot posibilul să se lase în urmă pe jucătorii pe care i-am amintit mai devreme. Și nu poate bine că a venit pauza asta după un frâng, adică nu știu, ați avut cum ar trebui să vă recalibrați, să vă recunesc pe picioare? Pentru mine a rămas acolo meciul cu Dumbrăvița pentru că a fost un meci aparte, pentru că nu trebuia să pierdem acest meci, dar una peste alta, ăsta e fotbalul. Sunt și momente frumoase, sunt și momente pe care trebuie să treci peste ele, neplăcute. Un meci în care poate ne-a pus puțin cu picioarele pe pământ, să ne arătăm care sunt limitele noastre și ce putem noi să facem în continuare. Jucătorii au înțeles acest lucru și este important că noi suntem un grup unit, este important că jucătorii sunt profesioniști și se antrenează la capacitate maximă, asta îmi place la ei cel mai mult și sper ca lucrurile să meargă pe un făgaș normal în continuare. Formația argeșeană are o victorie, 3 remize și un eșec. A adunat 6 puncte și se află pe locul 10. Ajunsă la 5 puncte după primele 5 etape ale ligii a doua, FK Csíkszereda Miercurea-Csuk ocupă în acest moment locul 13 în clasament. Mâine, în județul Argeș, vremea nu va mai fi la fel de însorită. Temperaturile rămân ridicate, însă cerul va fi acoperit de nori și va ploua. Vor fi înregistrate temperaturi ce vor varia între 21 și 29 de grade Celsius. La Rucăr, termometrele vor înregistra până la 21 de grade Celsius. De asemenea, la Nucșoara vor fi tot 21 de grade. La Mușătești vor fi 23 de grade Celsius, iar la Domnești, termometrele vor indica până la 24. La Vlădești vor fi maxime de până la 25 de grade Celsius. Și la Câmpulung, cerul va fi acoperit de nori și va ploua, iar termometrele vor indica temperaturi de până la 23 de grade. În sud vor fi înregistrate temperaturi de până la 28-29 de grade Celsius, iar la Pitești maximele nu vor depăși 27 de grade. Și în Dâmbovița cerul va fi acoperit de nori și va ploua, iar termometrele vor indica temperaturi de până la 29 de grade Celsius. În partea de nord, temperaturile vor porni de la 21 de grade la Râul Alb, 22 de grade vor fi înregistrate la Bărbulețu. La Malucu Flori vom avea 23 de grade, iar la Voinești 25. În sud va fi ceva mai cald, însă și aici vom avea nevoie de umbrele. Termometrele vor înregistra 26 de grade la Mătăsaru. Vom avea până la 28 de grade la Petrești, 29 la Vișina. La Răscăieți, de asemenea, termometrele vor înregistra temperaturi maxime ce nu vor depăși 28 de grade, iar la Odobești 29. Și la Târgoviște, vremea va fi închisă, cerul va fi acoperit de nori, va ploua și vor fi înregistrate temperaturi de până la 28 de grade. La noapte, cerul va fi acoperit de nori, termometrele vor înregistra temperaturi ce nu vor depăși 12-13 grade Celsius. Mâine însă vom avea parte de precipitații. Cerul rămâne acoperit de nori și vor fi înregistrate 23 de grade. Sâmbătă va fi ceva mai răcoare, vor fi cel mult 20 de grade Celsius și va ploua. De asemenea, și duminică este posibil să plouă, iar termometrele nu vor înregistra mai mult de 22 de grade Celsius. Deocamdată acestea sunt informațiile. Ne revedem mâine! Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de Clar TV. Urmează emisiunea Obiectiv Muștelean. Vă doresc vizionare plăcută!